Salutare, salutare, bine ați venit la un nou vlog pe canalul nostru Delia și Alex. Azi ne-au venit și tura nouă de paie, ia uitați aici. Am luat 10 baloți pentru găini și prepelițe și... Da, Delia e în spate, lucră la... aranjează mai cotețele, la noi se așteaptă friguri mari. Haideți să vedem ce face Delia. Da, după cum am spus, se așteaptă friguri destul de mari și la noi. La noapte undeva chiar și la minus 8 grade. Până ajungem la Delia să o arăt și pe Adolf cu puicuțele. Ce e faci, mă? Coco-loco. Da, mereu o cană. Da, aici e Delia, văd că a și înfoliat cotețul. Salutare, prieteni! Haideți să intrăm înăuntru la ei. Uite cocoșelul, ți-ai făcut grijă de el. A dormit la ghiță, probabil, la noapte. Ha, ghiță, e bun să fie noapte. Da, în partea asta o să fie ghiță. Și în partea asta altă o să fie Adolf. Și cotețul lui Adolf o să-l transformăm în căsuța prepelițelor, că vrem să le eliberăm și pe ele din cușca aia, că nu e așa nici bună, nici... Fain, fain, foarte fain. Da, m-am foliat ăsta că... e termoizolantă folia și într-adevăr e subțire, am pus-o dublă. Până la primăvară țină. Dar... Noi am vrut anul ăsta să facem cotețe noi, dar timpul și banii ne-au cam încurcat. Așa că asta e ideea mea, invenția mea. Și aici lateral ai îmbrăcat? Tot. Mama, mama, mama. Uitați aici așa idei. Astea pot să le iei ca idei. Vedeți, sunt bătute cu ei și aici e sticlă de la plastic. Bine, cum scuzați sticlă? Mâinile. Vedeți, am făcut bucată din plastic și am pus așa și am bătut cuiu, că atunci ce ține și nu se rupe. Da, 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 da. Folie se rupe. Mă, inventivă de lea noastră. Și aici mai trebuie un pic să fac. Minuscul, dar după aia mai văd după aia ce mai am. Da, aici între o să punem gard. Folie așa. Bine. Super. Trebuie să caut gard, să întindem gard aici. Timpul ne presează. Încă e soare, dar asta se schimbă radical la noi. Puiu! Românul inventiv, o? Românul inventiv? Da. Scoatem și asta afară de aici. Da, de foarte bun, bine, bine. Da, a ieșit și ghiță afară. Ce cauți afară ghiță? Treci înăuntru. Oh, eu da? Da, să umbră. Da, scuză ghiță atunci. Da, eu o să caut acum gard, să punem aici un gard între, să nu se bată Adolf cu ghiță prea tare. Și ne vedem puțin mai încolo. Așa, am bătut și parii, unde să vină gardul prins. Să despărțim frumos în două. Dele mai are aici un pic de prins sus. Câinii ne păzesc. Totul e ok. Cocoșel, nu intra în panică. Ce frumos te-ai făcut și tu, mă. Așa, măi. Folosește-ți creierul ăla mic. Ia uitați, culcoșul o ghiță. Un strat de vreo 30-40 cm de paie. Un balot din ăla, în două. Un balot l-am băgat aici, în așa două. Sperăm că o să fie călduros. Ia să mergem și aici. Să vedem. Frumos. Hai, hai. Sperăm să le ține de cald. Cum era balotul? Nu era muncit ceva în mijloc, ha? Fain, frumos. Ia, frumos, frumos. Mai avem mici aici aranjări, după aia întindem gardul, băgăm pe Adolf și trecem la prepelițe. Dacă mai apucăm, sper că apucăm, că la noapte sunt minus 8 grade, trebuie neapărat. Într-adevăr, se spune că până la minus 10 rezistă, dar nu vrem să forțăm. Nici pe sărăcâțele păsări, nu de lea. Da.
Da, revenim mai târziu. Da, după cum vedeți, aici îl avem pe Adolf deja. Cu fetele deja vor la culcare. Ghiți acolo cu Adolf, încearcă să se hârie prin gardă aici o seară. Ocupați unul cu altul. Dar am pus sârmă din aia îngustă, sper că nu o să poată să se tuflească între. Dar la cocoș nu se știe, aici avem și fetele încă afară. Vom vedea ce se întâmplă, ia uitați cum intră înăuntru. Inspectează noua căsuță plină de paie. Delia are, face ultimele pregătiri. E ce se înfoaie Ghiță? Ce frumos a crescut penele la Ghiță. Da, a crescut frumos penele. Cora are chef de joacă. Băi, ce Ghiță are chef de bătaie. Da, cum intră fetele înăuntru. Andreea se lasă întuneric cu calumia. Becul în curte, cum vedeți în față, s-a aprins deja. Da, acum avem pe toți înăuntru, Ghiță, Adolf. Toate Hermina deschis sunt aici. Ia uitați la alea înăuntru cum își fac locurile. Dacă acum n-au paie, n-au avut niciodată paie. Adelia. Da, am exagerat cu paiele. Las că e bine, că vine friguri. Da, nu mă lași, trebuie să fac un pic mai mică ca ora aia, dar mai vedem și zilele. Ei, bun, e bun, nu trebuie mai mică, ele totuși sunt destul de mari. Da, dar nu. Ce aici, o să mă adun, nu mai avem cum să adunăm, important era să le mutăm. No, nu știu dacă ai pus mâncarea bine, mâncarea lui Ghiță trebuie să pui în colțul ălalt, că așa el o să mânce cap în cap. Se mai poate muta, Alex. Da, aia da. Bine că am reușit, gardul între, ia uitați, am pus din asta rapiță, să nu poată să se toplească Ghiță cu Adolf prin. Sperăm că o să țină, altă găinușă merge la inspecție. Da, acum o să-l amestecat găinile. A, Dumnezeu, tot termina deschisă. Da, eu zic între ele. Ce-i felic? Și americana au venit aici să vadă spectacolul. Mâine, poimine, facem și lor căsuța. Haide, da, gratis. Felix! Inspector șef. Cadou de Crăciun. Vreau de portul în juț. Da, și cum a zis Delia, cel mai bine e așa în găletuță să puneți, că îngheață mult mai greu decât în alea. Ce e, mă, Coco? Mă duc să fac acolo, acolo, acolo. Hai la o pauză, după aia continuăm. Da, sunt curios, mâine să ne povestiți cum ați dormit în casa nouă, plină de paie. Revenim mai târziu, prieteni. Da, dragilor, am pus și ușa, am reparat și ușa. Aici o să mutăm momentan prepelițele, că după cum am spus, acolo o să trebuiască să închidem, vedeți, acolo a plouat înăuntru. Și acum o să băgăm mai paie și o să ducem prepelițele, că la noapte anunță până la minus 8 grade și va fi probleme cu ele în cușca aia, aiurea. La noi s-a întunecat aproape. Ia uitați și pe Delia. Hai să vedem un pic, dar se întunecă tot mai tare. Aici deja avem nevoie de lumină, de neon. Dar reușim noi până la urmă. Ce e, mamițule? Ia să tragem la ale noastre iară. Așa, până umplem tot cu paie, frumos iară. O strat mai călduros.
Așa. Felixul meu. E carcușan, sare în cap. Uite, nu mai atunci să le scol acum, dar să le scol bine. Cora, Kiki, marș afară. Pepsi, Roy afară. Cora, afară. Afară, măi. Hei, afară, afară. Uhuu! Ieși-o bar, Pepsi. Nu avem nevoie de ajutor așa. Nici extrem de gros, dar nici subțire de rea. Ba, eu zic e prea mult un balot. E prea mult, ha? Da. Dar nu băgăm un balot, cât trebuie. Păi și ce faci cu el? Le aduc după aia roaba și ținem în roaba până mâine, unde băgăm la Americana. Păi atunci poți să duci. Să aduc roaba? Nu știu, după cum văd din mult. Nu știu cum e la ele. Având în vedere că sunt mici, nu trebuie stat așa extrem de gros. E așa, ca... păi tu ai. Nu așa gros, mai subțire, că se neacă în paie. Păi tu ai, vezi așa, Alex. Stai că aduc. Așa. Apă, au mâncare, au, am pus aici, așa, sunt ca o scândură. A, acolo, ca să încasc când intrăm sau deschidem ușa. Să nu țâșnească direct afară prepelițele. Dar eu zic că o să se ia bine aici. Acum o să aducem prepelițele. Da, a venit și momentul, mutăm prepelițele. Da, și am adus toate prepelițele. Toate sunt aici. Au loc destul. Zboară. Acum încep și ele să-și deie drumul. 4-5 avem de toate. Le-am numărat acum. Cum o să ai grijă până de calci cu una mea, să iei de afară din cușcă. Da? Să-și pun pe altă. Ia afară în curte. Da, dragilor, aici sunt toate prepelițele. Ele mai zboară, mai se bucură că ele săracele au stat tot în cușca aia închisă, cum ați văzut. Altceva ele nu cunosc, acum au dat de paie. Au dat de spațiu, uitați aici cât spațiu au în sus. Acolo o să trebuiască să închidem, acolo a plouat înăuntru, cum vedeți. Dar eu zic că o să se simte foarte bine aici. Și, într-adevăr, dacă vreți să faceți bolieră sau cușcă la prepelițe, să aveți grijă de la podea până sus în tavan, să fie peste un metru, că o să vedeți imediat de ce. Ele sar, zbor ca fazanii, de jos, dintr-o dată în sus. Ați văzut-o? Și atunci e riscul mare că spar capul sau se accidentează. Paradisul, ce mai? Chiar merită, cu frigul ăsta. Acum au ce povesti neonul ăsta, o să lăsăm probabil aici să ardă până să stinge el singur pe bază de baterie. Ia auziți aici, eu ciripesc ce vorbesc ele. E normal că sunt speriate, că săracele n-au văzut încă nici paie, nici podia. Chiar ne-a fost milă, dar n-am avut ocazie, n-am avut cum să... Ia uitați acolo ce... Bucurie pe ele. Alea de la se bălăcesc în paie. Acum o să-și descopere că au și aripi. De-aia am pus aici, nu știu, ia uitați aici, un prag relativ mic. Ele sunt mici când intră de ea sau când deschidem noi, să nu poată să fugă direct afară. Dar, după cum vedeți, ele oricum fac baie momentan. Se bălăcesc. Patru, cinci de toate. Frumoase. Trei, patru feluri. Avem jumbo. Ce mai avem? Japoneze. Ia uite. Oi, oi, oi.
Da, jumbo japonez, gigant polar. Asta și... una cred că are ceva la picior sau trebuie văzut la ea. E una săracă aici care... Și e faraon. Trebuie să avem puțin mai multă grijă la ea. Poate acum la transport, că numai n-am văzut să fie avut ceva. Paradisul lor. Într-adevăr, aici o să fie un pic întunecat înăuntru, dar zilele următoare să vedem cum o să avem timp. O să le fac undeva ca să poată să iasă și afară. Deci nu o să stea ele doar aici înăuntru. Dar azi cum îi anunță frigul ăsta mare, chiar e foarte bine, foarte indicat. Și asta aici, asta, săraca, e frică. Speriată, nu știe ce se petrece. Da, e să răbuit un pic. Da, poate trece, poate nu știe ce se întâmplă de... Când zboară, dar nu vin ele. Bine, ia, zici ce vorbesc ele între ele. Da, aia care am zis că s-a lovit, văd că a mers la apă deja. Yo! Acum trebuie și ele să învețe, că dacă zboară și tău undeva, doare. Aia neagră acolo, a? E ce se împoaie, ce se... Și asta aici vrea să facă cuib sau ce face? Ia uitați-o. O să fie distractiv acum, când o să facă ouă. O să fie extrem de distractiv. A, pe intri înăuntru și cauți ouăle. Acum trebuie și noi să le înțelegem pe săracile. Ele n-au văzut paie, n-au văzut podia, numai pe gratii au stat. Le trebuie și lor 2-3 zile timp de acomodare. Cu bunătatea asta. Dar cum pare, le place, ce ziceți? Lăsați un comentariu acolo. Da, mai e să le mai amenajăm pe parcurs, ne facem, să le pun și nici cu cenușă. Aici sus au apă, au mâncare. Ia ce se bălăcește aia în colț acolo, ia uitați. Ce, ce se face locul. Acolo sus e una în cuib, iară. Chiar ne bucurăm. Yo. Oi, 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 acolo se ciocnesc două în colț. Pe dacă acum tot masculiți la un loc, până acum erau separați. Și acum o să... Oi, 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 ce se ciocnesc. Da, dar e nu-s așa găsit ca găinile. Ei, 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 ce-i dă. Dar o să facem ascunzător pentru ei, o să punem aici într-un colț, o să facem un loc de nisip. Și oricum o să mai sortăm din ele. Să vedem câți masculi, câte femele avem. O să facem așa un inventar, să nu fie nici prea mulți masculi. Că știți cum e și la găini, când sunt prea mulți cocoși, să... Acolo se văd că s-a întâlnit huliganii să bat acolo în colț. E ce fain fac și cântă și se bucură. Ia uitați acolo în coasie, asta îți dau un zoom. Opa, a căzut neonul. Na bun, dragilor, aici închei video. Vă doresc o seară frumoasă, sărbători fericite. Noi azi am avut o zi foarte încărcată, am rămas în urmă cu făcutul mâncării, sarmalelor, prăjiturilor, dar recuperăm noi. Principalul e că animalele sunt bine. Vă dorim o seară minunată, aveți grijă de voi, ne vedem data viitoare, ciao, ciao! Aici am închis ușa, hai să vedem un pic așa,
Mai aruncăm o privire să vedem ce fac. Și sus, și jos, și peste tot sunt. Da, dragilor, ciao, 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 ciao. Aveți grijă de voi.